Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit deschis despre posibilitatea de a deveni părinți în viitorul apropiat, la împlinirea a 2 ani de relație. Cei doi îndrăgostiți au dezvăluit că își doresc foarte mult un copil, însă consideră că deocamdată nu este momentul potrivit. Cleopatra Stratan și soțul ei sunt în culmea fericirii de când și-au format familia mult visată. Chiar dacă majoritatea celor care îi urmăresc se așteptau ca cei doi să treacă și la următorul pas odată cu oficializarea relației în acte, artiștii au mărturisit că încă nu sunt pregătiți să devină părinți, căci au un plan să mai copilărească o vreme, peste câțiva ani. Nu ne grăbim. Mai așteptăm și noi, că vrem să mai copilărim, să mai vizităm lumea asta, că e frumoasă, au declarat Cleopatra Stratan și Edward Sanda, în emisiunea lui Cristi Brancu. Edward Sanda nu-și poate stăpâni emoțiile atunci când vine vorba de Cleopatra Stratan. Tânărul a recunoscut că îi face plăcere să-și surprindă partenera ori de câte ori are ocazia. Provocat să își declare dragostea în direct la TV, artistul nu a stat pe gânduri și a început să își exprime sentimentele față de soția sa, în fața camerelor de filmat: te iubesc cel mai mult, ești cea mai specială ființă din viața mea. Și așa o să rămâi toată viața. Abia aștept să facem un copil și să ne iubim așa chiar și la 111 ani, i-a spus Edward Cleopatrei, în emisiunea amintită.